În urma rezultatelor la simularea examenului de bacalaureat, județul Giurgiu s-a clasat pe locul al treilea dintre cele mai nepregătite județe din România. Vina este aruncată de cel puțin 10 ani pe elevi, care în viziunea profesorilor aceștia nu mai prezintă interes pentru școală. Cu toate acestea, vinovații ar trebui căutați în altă parte, este de părere deputatul de Dâmbovița, Radu Popa. Am spus-o clar, elevii nu sunt vinovați sau nu elevii sunt principalii vinovați. Așa cum cred că nu neapărat profesorii sunt vinovați pentru aceste rezultate. Cred că sistemul în ultimii 20 de ani n-a reușit să producă un învățământ de calitate. Și cred că pentru asta, în general, sau în principal, politicienii sunt vinovați. Am văzut cu toții că în fruntea educației giurgiuvene au fost promovați tot felul de oameni, unii cu mai mult, alții cu mai puțină, alții cu niciun fel de dăruire, cu foarte puțină pricepere în actul educațional, în actul pedagogic. În ultimii 20 de ani, toate partidele politice și-au promovat cunoștințele în funcții importante din învățământ și mai grav la conducerea inspectoratelor școlare județene, mai afirmă parlamentarul Radu Popa, care este total nemulțumit și de actuala conducere. Personal nu sunt fanul acestui domn și cred că ar trebui schimbat. Decizia nu este a mea, este punctul meu de vedere și mi-l susțin și îl voi susține ori de câte ori e nevoie. Cred că elevii sunt produsul profesorilor și cred că rezultatele examenului de bacalaureat din 2011, de anul trecut, simularea din acest an, nu sunt o vină a elevilor. Parlamentarul mai este de părere ca directorii să fie aleși de sindicatele de învățământ, adică dintre cei mai competenți profesori. E nevoie să ne întoarcem la normalitate, cum am spus și în material. Elevii trebuie să prindă drag de școală, de carte și de dascăli. Aceasta este paradigma prin care dăm șansă elevilor și copiilor noștri, pentru că perioada experimentelor s-a epuizat. E timpul profesioniștilor, e timpul profesionalismului, e vremea să scoatem amatorii din posturile cheie, pentru că altfel riscăm să devenim pitici aroganți pe morminte înalte, cum spunea Adrian Ponescu. Într-un cuvânt, rezultatele simulării examenului de bacalaureat au fost dezastroase și se pare că vina nu o poartă doar elevii. Foarte puțini liceeni au reușit să obțină o notă de trecere, ca să nu mai vorbim de note mari. Dacă la română sau la proba la alegere, județul Giurgiu nu se află la coada clasamentului în ceea ce privește rezultatele, la matematică a fost dezastru, atât pentru clasa a 12-a, cât și pentru clasa a 11-a. Așadar, la clasa a 12-a, elevii au obținut un procent de promovabilitate de puțin peste 30%, clasându-se pe locul 3 în toată țara, iar la clasa 11-a, județul nostru se află pe ultimul loc, cu un procent de promovabilitate de aproape 26%.